Bun găsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Exclusiv. Sunt Amelia Vulcu. Interviu în această ediție cu unul dintre capii lumii interlope brașoveni, Alen Moisin, aflat în arest la domiciliu, măsură dispusă într-un dosar penal în care este cercetat sub acuzația de șantaj. Nu vom face în niciun caz referire în această ediție, doamnelor, domnilor, la faptele de care este acuzat Alen Moisin. Suntem în faza de urmărire penală și nu este permis. Avem însă mărturii de dincolo de gratii. Vă spun doar atât și vă invit în continuare să urmăriți interviul. Domnule Moisin, sunteți în arest la domiciliu. În ce dosar? Pe scurt. Sunt într-un dosar pentru... Inițial am fost reținut pentru fapta de tăinuire. Ulterior mi s-a adus altă acuzație, cea de a șantaj. Fapte neadevărate conform declarațiilor și marturilor din acest dosar. Am primit o condamnare de 4 ani și 6 luni, care urmează să se pronunțe curtea de apel, când ne aflăm în fază de apel. Sunteți în faza apelului la curte. Până să se dispună măsura arestului la domiciliu, ați fost în arest preventiv. Da, am fost în arest preventiv, iar după ce am fost transferat de la arestul IPJ Brașov la penitenciarul Codlea, am descoperit mai multe nereguli în ceea ce privește modul de executare a pedepsei privative de libertate, și anumite că drepturile persoanelor privative de libertate nu sunt respectate. Ce înseamnă asta, dacă este să analizăm mai întâi condițiile de detenție? Punctați-ne așa, dacă ar fi să construiți un top, care ar fi cea mai gravă încălcare a drepturilor deținuților din punctul dumneavoastră de vedere? Cea mai gravă încălcare pe care am văzut-o eu în penitenciarul Codlea... Ați trăit-o chiar? Am trăit-o pe propria experiență, am și documentele aici în față pe care vi le-am prezentat, vi le-am prezentat și dumneavoastră le-ați văzut. Așa, faptul că la penitenciarul Codlea sunt numiți doi judecători de supraveghere a privării de libertate, dar cel care este cel mai vechi este care se află în... care este numit de 3 ani și ceva de zile, probabil la 4 ani de zile în... Să dețină această funcție. Să dețină această funcție. Ați spus că sunt doi judecători. Doi judecători, dar celălalt, domnul, este doar de, să spunem așa, doar... De formă? De formă sau o marionetă, să spunem, pentru că... O marionetă, aici avem deja o acuzație, o să vă rog să o și explicați, aveți probe în sensul ăsta. Urmează să o probăm, să vadă și telespectatorii și probabil și organele abilitate, pentru că aici avem de-a face cu o faptă penală, cea de fals în înscrisuri, și se pedepsește conform codului de procedură penală. Acum, domnul Moisin, este foarte adevărat, dar ca să avem o faptă penală avem nevoie de o sentință definitivă, da? Prezumția de nevinovăție ființează. Da, haideți să vedem ce ați constatat dumneavoastră, că într-adevăr văd că aveți aici documente. Da. Mă aflam în penitenciarul Codlea, mi-au fost încălcate anumite drepturi, am făcut plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate. Așa, am fost audiat de un judecător. Am fost audiat de judecătorul. Da. Așa. În data de... O să vă rog să vă și uitați pe documente, că nu este absolut nicio problemă, trebuie să prezentăm date corecte și complete. Am fost audiat de dumnealui. Analizăm hârtiile în data de... Ne uităm pe... Vă rog. Asta este... Așa. În data de 25 februarie 2016. V-a audiat acest judecător? I-ați prezentat nemulțumirile dumneavoastră și ce s-a întâmplat ulterior? El, după ce m-a audiat în această cauză, că deja este o cauză, Așa, trebuia să prezinte o încheiere. O pronunțare, ca să spunem așa, mai simplu să ne înțeleagă telespectatorii. Da. Deci trebuia să pună o încheiere. A pronunțat o încheiere pe care semnătura lui nu se află. Se află semnătura cu totul alt judecător. Celuilalt judecător la care ați făcut referire. Da, pentru că stând în cameră, am analizat încheierile care îmi veneau și m-am uitat, pentru că toate pe spate aveau acea semnătură, indiferent că era pronunțată de domnul sau de... După aia am solicitat copii după declarații, după declarațiile din dosar, și am văzut că domnul are altă semnătură pe declarație, iar semnătura de pe încheierea pronunțată aparține... În acea petiție a dumneavoastră, aparține cui? Aparține domnului judecător de supraveghere a privării de libertate.
din penitenciarul Codlea. Dumneavoastră considerați că nu este firesc să se întâmple lucrurile așa? Nu este firesc, este chiar o faptă penală. Asta trebuie să o demonstreze judecătorii. Repet, ce ați făcut în acest sens? Ați făcut vreun demers? Ați cerut cuiva explicații? Am făcut foarte multe demersuri. Am făcut, în general, se spune că judecătorul de supraveghere a privării de libertate se numește de președintele Curții de Apel Brașov. Corect. Cred că am făcut peste 30 de sesizări și 30 de reclamații cu privire la la această situație? Și la alte situații, nu. În general, deci ați dat un total de petiții, Am dat un total de petiții și la Inspecția Judiciară de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru că nu am primit niciun răspuns nici până la poate că s-au primit răspunsul și cine știe, poate nu au ajuns la dumneavoastră, este și probabil această variantă. Probabil nu mi-a fost mie comunicate, dar eu nu am primit niciun răspuns, nu am primit niciun punct de vedere din partea lor. Când ați trimis aceste 30 de sesizări? În ce perioada? În perioada din ianuarie până când am fost plasat în arest domiciliar și în aprilie. Da, deci 3 luni de zile. 3 luni de zile. Luni și mai bine. Noi o să solicităm un punct de vedere pe acest subiect, așa cum este firesc pentru respectarea principiului echității. Aceasta este... Ați catalogat-o dumneavoastră una dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor persoanelor aflate în stare de arest preventiv în penitenciarul Codlea. Noi am primit de-a lungul timpului mai multe scrisori din interiorul închisorii, mai multe sesizări. Ce-ar urma în top? V-am propus în urmă cu câteva minute acest top. Ce-ar urma pe poziția a doua din punctul dumneavoastră de vedere? Deci, părerea mea în top este cea în care directorul penitenciarului Codlea a interzis deținuților dreptul la petiționare. Și cum adică? Ce înseamnă că l-a interzis? Să spunem așa că a dat o directivă sau, cum scrie aici, a potrivit articolului 4 din decizia directorului penitenciarului Codlea, numărul K, deci 16, un document, decizie chiar așa, a domnului Chiș, în care persoanele privative de libertate nu au voie să dea cereri afară. Ce înseamnă asta? Decât în zilele de luni și marți stabilite în fiecare săptămână. Deci adică un alt deținut, dacă vrea să facă o petiție în altă zi din săptămână, nu se poate. Cererile sunt respinse. Eu am pățit-o eu personal, eu având și foarte multe termene de judecată la diferite instanțe și termenele mele de judecată erau cam în zilele de luni și marți. Eu nu puteam să-mi exerc dreptul la petiționare. Am făcut plângere cu privire în acest sens și... Ați făcut plângere la cine? La judecătorul de supraveghere a privării de libertate. Ați primit un răspuns? Da, mi-am spus că mi se încalcă dreptul la petiționare, că se încalcă articolul 51 din Constituție și nu s-a întâmplat absolut nimic. Așa. După care m-am adresat contestație la judecătoria Brașov. Judecătoria Brașov, deși eu am solicitat în scris să fiu prezent la judecarea cauzei, am solicitat să fie citată și îmi spuneați în discuția de pregătire emisiunii, Asociația Reprezentanții Asociației pentru Siguranță Urbană și Mediere. Așa. Ați primit citații dânsi și au primit ce știți? Nu, eu nu am primit citații. Eu am primit o citație, dar aflându-mă în arest la domiciliu, eu le-am și comunicat în scris. Dom'le, eu pentru ca să fiu prezent la proces trebuie să mă citați la serviciu de supraveghere din cadrul IPJ Brașov pentru că ei trebuie să vă permită să ieșiți să-mi stabilească un itinerariu de deplasare în urma și să merg la instanță. Nu am fost citat, asociația ASUM nu a fost citată, judecătoarea a judecat cauza în lipsă și a răspuns asta și practic legea 254/2013 este anulată de o încheiere. Legea nouă, 254, Ministerul de Justiție a schimbat. Este articolul 38, punctul 16 și punctul 17. Care ce prevede? Care prevede că prezența petentului nu este obligatorie, nici asistența juridică. Pe calea asta le transmit și deținuților din penitenciare, că poate să invoce excepție de neconstituționalitate pentru încălcarea dreptului la apărare. Articolul 24 din Constituție și 6 din CEDO. Eu am invocat deja această excepție în data de 19 luna în curs la Curtea de Apel Brașov și a sesizat Curtea Constituțională pe acest și urmează aspect. Să primiți un termen de judecată și să analizeze această excepție pe care dumneavoastră o invocați. Da. Am înțeles. Haideți să privim problema aceasta a deținuților și dintr-un alt unghi. Dacă este să ne referim la hrana din
închisoare, vorbim de penitenciarul Codlea aici, la condițiile din camere, ce-ar fi de spus aici? Deci eu am postat, cred că pe rețelele de socializare un Facebook și am văzut că doamna ministra Justiției a spus că ea a vizitat penitenciare din România, a fost și a dat mâna cu deținuții prin penitenciare. I-am spus că nu a vizitat ea penitenciare, n-a vizitat, n-am mâncat ea fripturi, în câte penitenciare am fost eu și cunosc condițiile foarte bine din toate penitenciarele. Da, dar poate că doamnei Prună i s-a arătat numai ceea ce trebuia nu, să-i se când, arate. Și când ești un ministru al Justiției, intri unde vrei, iar ăștia când vine tot felul de inspecții din astea prin penitenciare... Și se pregătește cu voruloșul. Îi se pregătește cu voruloșul și sunt duși doar în locuri special amenajate de ei. Eu am fost în toate penitenciarele, pot să nu există niciunul cu condiții să spună cât de cât, deci cât de, de cât, decent. Nici vorbă de condiții europene sau de altceva, asta știm cu toții. Deci, mâncarea din penitenciar este foarte proastă. Deci este foarte, foarte ce proastă. Înseamnă? Deci am avut chiar o discuție cu directorul penitenciarului din mai multe penitenciare, pentru că în cam toate penitenciarele unde am fost, eu m-am ridicat cu pretenții, că sunt unul dintre deținuții care m-a ridicat cu pretenții și niciodată eu nu puteam să stau mai mult de 2 sau 3 luni într-un penitenciar, pentru că le făceam foarte multe plângeri și mă mutau din 3 luni, îi deranjam foarte tare și mă mutau din 3 luni în 3 luni în alt penitenciar, pentru a nu le mai face plângeri. Un lucru extra am văzut în penitenciarul Mărgineni. În penitenciarul Mărgineni, pe timp de vară, sunt câte 30-40 de persoane în cameră și apa se dă cu porția. Apa se dă cu porția. Ce înseamnă cu porția? Adică câteva ore pe zi. Deci undeva la 6-7, la 30. În toate, și asta spun că poate îi transmit doamnei Prună, că poate să ducă să viziteze penitenciarul Mărgineni, să vadă că toate băile din camere sunt pline cu butoaie de 200-300 de litri umplute cu apă, ca deținuții să poată să ia apă, să se spele sau să bea, pentru că apa este oprită. Am făcut plângere în sensul ăsta și a fost respinsă, pentru că am trăit propria experiență și am spus atât. Ați vorbit efectiv după ce ați constatat care este starea de fapt, da? Da. Și plângerile sunt respinse pentru că judecătorii delegați din penitenciarele din România, ei nu mai sunt de mult imparțiali și obiectivi. Ei deja au devenit apărătorii din oficiu al penitenciarului respectiv unde au fost numiți. Repet, este punctul dumneavoastră de vedere. O să vedem și partea adversă ce are de spus în sensul ăsta. De câți metri pătrați beneficiază un deținut într-un penitenciar? Nu cred că... Am fost în camere unde cred că erau 2 deținuți pe metru pătrat și vorbesc aici de penitenciarul Miercurea Ciuc, camera 13. Eu pe această cale îi transmit doamna Prună să viziteze camera 13 din penitenciar, unde la 30 de persoane este o baie, o ghiuvetă și deținuții stau mai mult în pat că nu au loc pe jos. Deci nu au, dacă se dă 4-5 persoane, s-a umplut camera, nu poate să se... Deci nu poate să se dea jos toți. Pe rând, stau în pat, se duc la orice. Nu este loc, nu este spațiu. Nu există spațiu. În penitenciară nu există spațiu. Făceam referire la hrană. Știu că ați avut și o experiență. Da, am câștigat foarte multe procese cu hrana, pentru că hrana nu este alocată conform normelor actuale. În penitenciar, în general, se fură mâncarea deținuților, se fură... Cine o fură, domnul Moisin, atenție, cine o fură, că trebuie să spunem, și pupăm, că altfel ne amendează cineva. Eu, de ce spun că nu ajunge, deci fiecare deținut are 120 de grame de carne în fiecare zi, care niciunde nu poate să spunem un deținut din România că a primit aceasta, pentru că modul de preparare a hranei în penitenciar nu poate să ajungă să primească fiecare deținut. Cantitatea se face este colectiv. Hrana se face, nu, hrana se face colectiv într-un fel și se pune la grămadă. Așa. Dar pentru că se pune la grămadă, acolo se bagă numai slănină și numai resturi. În general se pune resturile. Carne, deci nu? Probabil pune cantitatea de kilograme, dar nu reprezintă carne, reprezintă oase, grăsime și altele. În timp ce carnea care trebuie să ajungă la deținut, ajunge în popotele de la unitățile penitenciare. Asta cum probăm? Păi, asta cum de probăm? Deci, știți să vă spun eu.
Deci știu, am vorbit cu deținuții care reprezintă, care se ocupă cu ghiazeul, care se ocupă cu bucătăria și a zis că în general la penitenciarul Codlea, da, pentru că am petrecut mai mult timp aici și am fost informat, la penitenciarul Codlea în general, pe săptămână se taie 2 porci pentru alocarea cantității de carne pentru persoanele privative de libertate. Având în vedere că penitenciarul Codlea, penitenciarul Codlea are 7 sau 800 de deținuți, 2 porci, nu știu câte, să spunem că pe total, nu au cum să acopere, nu au cum să acopere gramajul pentru fiecare deținut și de asta. Deci pe propria experiență și este cunoscut faptul ăsta că eu l-am făcut în pușcărie, am luat odată, fiecare am pus, băi, ia luați-vă fiecare mâncarea din, de la vizită, că acolo se dă mâncarea la vizită, pentru că asta e, de ce n-au ajunge, pentru că ei nu vor să, că ar trebui să fiecare deținut să primească porția de carne separată. Aia și ca să știi exact, să știi exact ce e în farfuria ta. Aia. Eu odată am pus toată camera, că eram șef de cameră, am zis, băi, ia luați-vă fiecare mâncare, felul 1, felul 2. A luat felul 1, felul 2 și, și le-am pus, le-am aliniat pe mese, pe jos, pe jos, că nu sunt mese, că n-ai unde să mănânci în cameră, există o masă la 15 persoane. Le-am așezat pe jos, am bătut în ușă frumos, cheme directorul penitenciarului. Da. După aia trebuie să bați mai agresiv ca să vină mai repede. Că după aia zice, stai că venim, stai că venim, dar acolo este un obicei de a te duce cu preșul, înțelegi? Stai că stai un pic că vine, stai amânarea un pic că vine. Trebuie să fii agresiv. Refuzului, poate renunți. Trebuie să fii agresiv ca să vină, că sunt domnule veniți, că dacă nu se întâmplă. Hai să spunem insistent. Eu insistent. Așa, am așa. Înțeles. A venit domnul director, i-am arătat, zic, domnul director, unde este și carnea noastră din mâncare? Că zic conform astea, am arătat, uitați, aici normele de hrană, asta e hrana care trebuie să o primim și am zis, eu nu sunt în măsură să vă răspund, asta că chemă persoana specializată să ne dea. A venit șeful de la bucătărie și a zis, domnule, păi noi nu putem să le asigurăm asta pentru că noi tăiem carnea și toate astea, se bagă la fiert fie, și după aia la vizetă e ca la roata norocului, cine prinde carne prinde, cine nu prinde, nu prinde. Cam asta e. Acesta a fost răspunsul pe care l-ați primit? Acesta a fost răspunsul pe care l-a dat șeful de la bucătărie. În prezența dumneavoastră? În prezența directorului, în prezența persoanelor prezente în cameră. Și care a fost reacția colegilor dumneavoastră? Dumneavoastră? Persoanele sunt foarte amărâte. A zis atunci, pentru că toată discuția plecase, pentru că nici la vizită ne primea hrană foarte puțină. Nu aveți voie? E foarte limitat. Deci e foarte limitat. Adică 5 kg, ai 10 kg de alimente pe lună. În condițiile în care... E insuficientă. Nu, atunci când s-a făcut, era doar 5 kg. Acum s-a mai mărit 10 kg. Dar tot insuficientă. Tot insuficientă, pentru că... Nu, o persoană nu cred că consumă 10 kg de alimente în... Ce ar fi de spus domnul Moisin despre reintegrarea? Despre reintegrarea, deci reintegrare nu există în penitenciare și nici nu va exista în următorii ani. Nici n-a existat, nici nu există și nici nu va exista în următorii ani, pentru că nu sistemul prin care se face asta nu se poate. Pentru că nu poți să pui 3-4 educatori la 1000 sau 800 de deținuți să-i reeduce. Mai ales că spuneați mai devreme că există analfabeți. Care nu penitenciarele sunt pline de analfabeți. Și în general, că zice lumea, domnule, la noi e o infracționalitate, nu. La noi sunt doar amărâții. Că amărâții sunt la pușcărie și infractorii sunt afară. Da. Deci, practic, nu există aceasta. Nu există pentru că eu am fost în penitenciarul Codlea. Am și câștigat un proces în sensul ăsta. Mi-am cerut un drept și mi-a zis că nu îndeplinesc cumulativ condițiile. Dar eu făcusem toate acele cereri și am făcut toate acele cereri. Am zis, dom'le, vreau la muncă, vreau la aia. I-a zis, nu putem că nu avem personal, nu putem că ești preventiv, nu putem că nu ești, nu știu cum, nu putem. Dar și poate că acele motivări erau pe lege. Nu erau pe lege, pentru că legea îmi permite. Eu tot timpul când, și asta le spun și deținuților, deci când formulez o cerere, indici articolul din legea 254 pe care îl dorești, dreptul la muncă, și indici articolul, dreptul la petiționare, dreptul la aia, pentru că dacă mă întorc la dreptul la petiționare, practic
Noi în legea 275 avem niște drepturi, iar prin decizia directorului penitenciarului se anulează aceste drepturi. Deci eu nu pot să-mi cer dreptul la muncă sau dreptul la, nu știu, dreptul la cursuri, dreptul la vorbitor, dreptul în altă zi decât în cea de luni. În zilele de luni și marți. Am înțeles o ultimă întrebare. Timpul, din păcate, a expirat, dar vom mai sta de vorbe de-a lungul timpului. Aveți, domnule Moisin, hotărâri de instanță definitive care n-au fost puse în executare? Am pe care vi le-am prezentat într-o viitoare emisiune. Da. Am foarte multe hotărâri care n-au fost niciodată puse în executare de directorul penitenciarului Codlea cu privire la convorbirile telefonice și la condițiile de detenție. N-ați făcut plângere împotriva nerespectării unei hotărâri judecătorești? Am făcut plângere, care, ca de obicei, plângerile mele nu sunt soluționate. Sunt și foarte multe. Adevărul că eu fac plângere, adică unde consider că mi este încălcat în drept, fac plângere. Am făcut petiție personală directorului penitenciarului Codlea pentru a pune sentințele în executare cu convorbirile telefonice. Nu au fost puse din 2012, 2013 și până în prezent niciuna din aceste sentințe nu au fost puse în executare. Vă mulțumesc pentru acest interviu. Într-o emisiune viitoare o să discutăm, cred că este un subiect interesant, pe fiecare dintre hotărârile pe care dumneavoastră le aveți definitive și nepuse în executare. Mulțumim! Mulțumim! Revenim, domnilor și domnilor, în studio, așadar mărturii de dincolo de gratii marca Alen Moisin. În urma declarațiilor pe care tocmai le-ați urmărit, avem un punct de vedere în replică de la purtătorul de cuvânt al Curții de Apel din Brașov, judecătorul Răzvan Dicu, în ceea ce privește afirmațiile lui Alen Moisin cu privire la modul în care își desfășoară activitatea cei doi magistrați care se ocupă de problemele petițiilor deținuților din penitenciarul Codlea. Domnul Răzvan Dicu a vizionat o parte a interviului și a precizat pentru Brașov TV că în cazul în care Alen Moisin consideră că s-ar fi săvârșit fapte penale, poate să depună o plângere în acest sens, ceea ce, iată, Alen Moisin a și făcut. Până la soluționare, prezumția de nevinovăție, evident, ființează, asta este foarte clar. Apoi, în ceea ce privește acuzația potrivit căreia directorul penitenciarului Codlea le-ar fi interzis deținuților dreptul la petiționare și nu ar fi pus în aplicare o decizie de instanță cu privire la convorbirile telefonice pe care le pot efectua deținuții, purtătorul de cuvânt al penitenciarului Codlea, inspector principal Diana Mainerici, a făcut următoarele precizări. Dreptul la petiționare este garantat, iar deși deținuților li s-a pus la dispoziție cutii poștale pentru exercitarea acestui drept, ei nu trebuie să conteste, ci să le folosească pur și simplu. Directorul închisorii, se precizează într-un comunicat remis redacției Brașov TV, ar fi impus doar zilele de luni și marți din săptămână pentru solicitările adresate administrației închisorii și nu pentru petiții. Astfel, dreptul la petiționare, așa cum a susținut Alen Moisin în interviul de mai devreme, nu a fost încălcat. Nu ni se precizează însă în comunicatul primit de la penitenciarul Codlea dacă directorul instituției a pus sau nu în aplicare hotărârile judecătorești pe care Alen Moisin susține că le deține cu privire la convorbirile telefonice la care are acces un deținut. Doamnelor, domnilor, așadar încheiem aici ediția de astăzi. Sunt Amelia Vulcu, ne revedem săptămâna viitoare, joi. Până atunci, numai bine!